găsit la o nouă lecție de istorie pe care propun să o prezint astăzi. Este vorba despre polisul grec, polisul Atena și Sparta, cum este intitulat în manual această lecție. O lecție pentru clasa a 5-a, o lecție care mie îmi place foarte mult să vorbesc despre asta. Vorbim despre două orașe stat în Grecia antică, cele mai importante, după părerea mea, Sparta și Atena. Și am să dau un share screen la schița acestei lecții. Modelul democratic și modelul aristocratic se numea cândva această lecție, după o programă mai veche. Sau polisul grec, Atena și Sparta, cum voi pune și titlul acestui video. Și am să încep cu Sparta. Cel mai important lucru despre Sparta în debutul lecției este că a fost un oraș-stat întemeiat de dorieni, vechiul trib de greci arhaici, dorienii, în regiunea Laconia din peninsula Pelopones. Am să deschid imediat și o poză, doar o secundă, o hartă a Greciei. Deci am să fac o scurtă analogie. Înainte de asta, aceste imagini care se derulează în spatele meu sunt curtoazia canalului New Historia, cum arăta Grecia antică, ediție cinematică, animații care prezintă viața într-un oraș-stat grecesc din perioada cronologică în care ne aflăm cu această lecție. Puteți să vă abonați la acest canal New Historia pentru astfel de reconstituiri. Revin cu share screen-ul la o hartă. Ne aflăm pe această hartă, în această regiune, Pelopones. Pelopones este toată Ahea și Arcadia împreună cu regiunea Spartei, Laconia. Practic, de aici ar începe peninsula Pelopones, locația în care dorienii întemeiază cetatea Sparta. Iar aici, după cum vedeți, avem regiunea Atica, unde se află cu stea neagră Atena. Practic, pe această hartă, toate orașele grecești importante sunt marcate cu o stea neagră, orașele stat. Corint, Amfipolis, Mitilene, Efesus, Halicarnassus, Milet în Asia Mică, legendarele orașe-stat care au fost sub biciul persan atâta timp, insula Rodos, Creta și așa mai departe. Deci ca și localizare ne aflăm în Laconia, unde este întemeiată Sparta, și în Atica, unde este întemeiată Atena. Bun, după cum vedeți, cu marcaje albastre, sunt regiuni controlate de orașele stat, iar cu roșu sunt regiuni în care tribalii își contestă supremația pentru aceste teritorii, în special Boeția, o astfel de regiune chiar în inima Greciei, o regiune mai muntoasă, unde teritoriile sunt contestate de orașele stat și anumite triburi din această zonă. Bun, ca și am utilizat această hartă ca să prezint mai bine localizarea în timp și spațiu, revin la schița lecției. Vreau să subliniez pe această schemă cele mai importante noțiuni despre Sparta, pentru că începem cu ea. Societatea spartană avea trei categorii. În primul rând, spartanii, cetățenii orașului stat Sparta, care aveau drepturi politice și erau
cunoscuți în lumea greacă antică pentru disciplina militară de care aceștia dădeau dovadă. Copiii spartanilor începeau de la o vârstă foarte fragedă de educația militară. Practic, bărbații se ocupau mult mai mult de exerciții fizice și mânuirea armelor de luptă decât de agricultură, ca să zic așa, și acum facem trecerea la următoarea categorie socială, hiloții. O să subliniez aceste denumiri, deși sunt subliniate cu negru. Deci avem spartani și hiloți, ajungem la hiloți, care erau sclavi. Practic, proprietatea statului, acești hiloți munceau, produceau resursele necesare pentru ca societatea spartană să supraviețuiască. Atenție, spartanii erau oameni care nu se lăsau pradă poftelor trupești, ca să zic așa, mâncau mai mult pentru proteine, pentru energie, decât pentru a se desfăta în aceste plăceri culinare. Nu se ocupau de filozofie sau alte activități recreaționale și munca agricolă în special cădea pe seama acestor hiloți. Mergem mai departe la următoarea categorie socială, periecii. Cum erau numiți toți străinii negustori, mesteșugari care trăiau în afara cetății, deci acești perieci nu erau lăsați să își stabilească domiciliu între zidurile Spartei. Cam asta ar fi structura socială a Spartei antice. Și hai să ne uităm puțin la modelul de guvernare și la instituții politice al Spartei. Avem aici un stat aristocratic, militar. Legile după care se guverna acest oraș stat datează de pe vremea lui Licurg, omul care lansează o primă constituție. Și am să prezint organizarea politică. În schiță, la nivel de clasa 5-a, acestea sunt principalele, acestea de aici sunt principalele forme de conducere care trebuie amintite. Dar am să prezint puțin situația politică a Spartei. Existau doi regi care dețineau puterea supremă, aleși de regulă din rândul a două familii aristocratice, cele mai vechi, familii de tradiție. Iar acești regi aveau puteri, erau ereditari și aveau puteri nelimitate pe timp de război. Avem și adunarea poporului sau adunarea spartanilor, denumită Apela, care propunea legi, declara război, aproba hotărârile luate de sfatul bătrânilor și alegea membrii prezenți în sfatul bătrânilor și pe efor. Cam asta era adunarea spartanilor, Apela. Mult mai importantă decât Apela era Gerusia, sfatul celor 28 de bătrâni, care propunea legi, declara război, încheia pace, împărțea pământ între spartanilor și controla, monitoriza, dacă vreți, activitatea legilor. De asemenea, ca și regii, acești bătrâni din sfat erau aleși pe viață. Pe lângă aceste instituții politice, ca să le spunem așa, existau și 5 efori. Mandatul acestora, desigur, se întindea pe un an de zile. Erau aleși de către Apela și controlau activitatea altor organe politice. Sparta, în final, să concluzionez puțin despre Sparta și vom merge mai departe la Atena, se prezintă ca un stat sclavagist cu caracter aristocratic, organizat pe baze militare. Spartanii reprezentau un fel de castă militară, deoarece singura lor rațiune de a exista era obiectivul de a deveni soldați. De aceea, întreaga lor viață se derula în conformitate cu această cerință. De mici copii erau obișnuiți cu viața aspră, până la 8 ani educația copilor se făcea în familie, după care intra sub supravegherea unor
paidonomoi, cum le spune Ovidiu Drimba, educația devenea și mai aspră sub supravegherea acestor tutori, ca să le spunem așa, care aveau rolul de a-i transforma din băieți în bărbați, gata să moară pentru cetatea spartană. Erau învățați cu vorba puțină, erau zgârciți la vorbă, iar de aici rezultă un mic proverb: a vorbi laconic, adică a vorbi puțin, puțin și ce trebuie. La 21 de ani, tânărul spartan devenea ostaș și își ducea viața în serviciu militar până la 40 de ani. Majoritatea vieții era petrecută în tabere militare. Datorită acestor investiții în tineret și în pregătirea militară a acestora, Sparta s-a putut lăuda cu cea mai puternică armată din lumea greacă. Bun, am să schimb și eu culoarea cu care voi sublinia și vom merge acum la Atena, da? O cetate întemeiată de ionieni în regiunea Atica. Structura socială a Atenei, tot ca și spartanii, au trei categorii. În primul rând, atenienii, cetățeni cu drepturi politice, cetățeni de sex masculin. Femeile făceau excepție de la viața politică, acești cetățeni având drept la proprietate și obligația de a sări în apărarea cetății în caz de război. Practic, rândurile hopliților atenieni se îngroșau cu acești cetățeni, dacă îmi permiteți această expresie. Am să vorbesc mai departe despre meteci, care erau un fel de omologi ai periecilor, cu excepția faptului că periecii din societatea spartană, cu excepția faptului că metecii erau lăsați să trăiască în cetate, își desfășurau activitățile economice acești străini, care de fapt erau oameni liberi străini, își desfășurau în cetate activitățile economice, după cum spuneam, și trăiau în cetate, nu, spre deosebire de perieci care nu erau lăsați între zidurile Spartei. Și o expresie foarte frumoasă utilizată aici în a prezenta ultima clasă socială, sclavii, practic unelte cu suflet. Sclavii în Grecia antică erau priviți oarecum diferit, nu erau văzuți ca oameni, erau vânduți, erau maltratați, erau un fel de animale sau unelte cu suflet, cum le spune schița. Sclavii, practic viața umană, nu avea un preț deosebit cum are astăzi, mulțumită creștinismului, mulțumită dogmelor creștine. În Grecia antică, sclavii erau bunuri de vândut și de cumpărat, erau oameni de care te foloseai și încercai să îi determini să-ți consume cât mai puține resurse. De regulă, mâncarea pe care sclavii o mâncau era foarte proastă, cât să nu moară. Foarte rar avem exemple de sclavi, oameni învățați care din cauza datoriilor ajung în sclavie, sunt folosiți pentru educația copiilor în familiile grecești. Acestea sunt cazuri fericite de sclavi. Mă opresc aici pe această paranteză despre sclavi pentru a vorbi puțin despre Atena, model de guvernare, un stat democratic. Practic, Atena își datorează Constituția și legile de bază a unor persoane cheie, a doi reformatori, Solon și Clistene. Solon creează sfatul numit Bule, Ecclesia, care este de fapt adunarea poporului, și tribunalul poporului numit Heliaia. Solon este primul care interzice sclavia din datorie, adică în momentul în care nu mai îți permiteai să plătești datoriile, intrai în sclavie pentru a munci în scopul achitării acestor datorii. Nu știu dacă mai ieșai din această sclavie, dar Solon încearcă să reglementeze puțin aceste lucruri.
Clistene este adevăratul fondator al democrației ateniene, introduce ostracismul, dă drepturi egale tuturor cetățenilor liberi, indiferent de avere. Ostracismul, practic, este exilarea pe o perioadă de timp nelimitat sau o perioadă limitată, 10 ani, nu ai voie să intri în Atena, deci nu ești omorât, poți să fii ostracizat. O metodă mai umană de a îndepărta adversari politici. Și în ultima parte este prezentată puțin. Sunt prezentate realizările lui Pericle, un atenian deosebit. Practic, în momentul în care acesta conduce Atena, a fost numit secolul de aur și se dezvoltă arhitectural Atena în mod deosebit. Partenonul, Teseion, Propileele, Odeonul, Erecteionul, templul Atena Nike este construit în secolul lui Pericle, adică în perioada lui Pericle, secolul 5 înainte de Hristos. O să revenim la Pericle cu un nou video. De altfel, vreau să mă opresc aici cu această lecție prezentată și explicată și vă mai prezint câteva materiale bonus înainte de a lua o scurtă pauză în care am să vă arat armata acestor orașe state după pauză, dar până atunci vreau să vedeți cam cum arăta orașul, un oraș stat grecesc, Atena, dacă vreți. După cum vedeți aici, avem un exemplu de oraș stat grecesc, un port, o agoră, piața centrală, acropolele pe un deal, un exemplu de teatru din lumea greacă, model arhitectural pe care îl vor prelua și romanii, un templu este redat aici, zidul exterior de apărare, zidul interior în momentul în care cade zidul exterior, se retrăgeau pe acest pe acest pe această zonă mai înaltă unde se află Acropola ateniană. Nu știu dacă neapărat este Atena în această reprezentare. Dacă este Atena, putem discuta aici despre portul Pireu, care este totuși mai departe de oraș decât această reprezentare ne arată. Dar foarte, foarte bună. Terenul din afara orașului stat, din afara zidurilor orașului, tot în componența orașului stat intră și zona agricolă, pe care o vedeți reprezentată foarte bine. Și am să vă mai arat acum două simboluri importante ale acestor orașe stat. Revin cu Atena, revin cu bufnița ateniană, o descoperire arheologică, o emblemă cu această bufniță, care era și simbolul zeiței Atena, protectoarea orașului, și bufnița era prezentată pe scuturile soldaților foarte mult. Și mai departe, simbolul lambda, cum îl știm astăzi, un simbol al spartanilor, acest lambda, această reprezentare grafică, acest simbol era prezent pe scuturile spartanilor, ei se regăseau nu în bufniță, ci în acest simbol. Și vă propun acum să utilizăm un material al site-ului IGN. Îmi voi opri aceste imagini de pe fundal, pentru a vă prezenta un alt material despre cum era interiorul în orașul Atena. Am să vă pun acum un share screen cu un video pe care vi-l recomand din motorul grafic al jocului Assassin's Creed Odiseea. Un video extraordinar care ne introduce practic în interiorul orașului Atena. Din această perioadă, după cum vedeți, Acropola
pe un teren mai înalt, zidul exterior al cetății, eroul nostru ajunge cu corabia, probabil o triremă, ajunge în port și portul Pireus, după cum ne spune grafica acestui joc, nu este videoul meu, toate drepturile de autor aparțin IGN și Ubisoft, compania care a dezvoltat acest simulator grafic, această aplicație. Dar o să pun linkurile în descriere pentru a vedea videoul complet. Eu am să sar puțin. Templul lui Hephaistos, ne spune jocul, puteți vedea practic în detaliu extraordinar, mă opresc puțin, bufnița prezentă pe aceste drapeluri, ca să zic așa, cum era viața cotidiană în această perioadă a istoriei, lucru cu ceramica cunoscută grecilor, vase de ceramică extraordinar realizate, străzile din Atena, viața cotidiană în Atena, interiorul locuințelor fantastic realizat, un pic de metalurgie, probabil sclavi care lucrează în construcții, cum se realizau construcțiile, ce dispozitive erau necesare pentru a ridica blocuri de piatră, Odeonul, bun, mă opresc aici cu acest material, vom lua o scurtă pauză, după pauză voi prezenta în continuare un alt mod de a vedea armata acestor orașe stat și ne vedem după pauză. Bună ziua, ne reîntoarcem după pauză. Vom ilustra o bătălie utilizând resursa didactică Rome Total War, un joc din 2004, pentru a prezenta puțină cultură greacă. Este o bătălie iarna, sau nu, este a fost ceață. Vă voi prezenta puțin în finalul lecției Atena și Sparta aceste unități de cavalerie grecești. Pe motorul graficii din 2004, miliția cavalerie de rang secundar. Acestea sunt mașinării de război. O să încep bătălia imediat pentru a vi le prezenta. Doar să structurez puțin această armată. Desigur, în fruntea armatei, centrul armatei îl reprezintă falanga. Aceasta este o falangă de hopliți specifică Greciei. În formație de falangă pot fi puși în formație normală pentru marș, dar îi prefer în formație de falangă. După cum vedeți, aceasta este unitatea de luptă specifică lumii grecești. Cu aceste divizii de infanterie au fost opriți perșii, da? Am să refac la lumea elenistică un video cu motorul de la Rome 2 Total War, dar acum ne mulțumim și cu acest motor de la Rome 1, motor grafic. Deci puteți vedea falanga de opliți și cavaleria pe margini. Voi începe lupta, calculatorul mă va ataca. Foarte repede am să ordon să se tragă. Chiar cu proiectile incendiare. Stop, nu vreau să meargă mai departe. Le pun să tragă în voie. Stop, trageți în voie. Să vedem dacă încarcă. Da. Voi derula puțin mai rapid această simulare. Deja se trage, da? Se trage cu proiectile, catapultele lucrează.
a început schimbul de foc, schimbul de proiectile. Hai să le facem flambate pentru spectacol. Se apropie liniile macedonene, după cum vedeți, și ei au infanterie de infanterie. Cavaleria lor mă atacă pe flancul. Ei, voi realiza o șarjă a cavaleriei mele contra cavaleriei lor pentru a putea vedea puțin din aceste lupte antice ce presupune. Nu încurajez violența, va ara doar această șarjă. A mei sunt trimiși acolo, nu au nicio șansă. Ei, câțiva oameni morți, infanteria mea se va apropia de centru macedonean, iar aceste mașinării de luptă le voi concentra pe flancul stâng. Fac acest video ca să vă dați seama ce înseamnă un război în Grecia antică. Ei, soldații cai, când îi bagi în falangă, nu le va merge prea bine. Generalul lor este omorât. Dar uitați-vă ce înseamnă o ciocnire între hopliți. Avem aici o ciocnire între falanga mea și falanga macedoneană. Niște lupte colosale. Și aici se apropie soldații mei de inamici. Cam asta este o descriere a luptelor în Grecia antică cu motorul grafic Rome Total War din 2004. La lumea elenistică am să vin cu Rome 2 Total War din 2014, altă grafică, dar ca resursă didactică, dragi elevi, acest motor își face treaba pentru clasa 5-a. Evident, am pierdut artileria și mă opresc aici cu această prezentare. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest video și vă mai aștept și la celelalte materiale didactice.